Președintele Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie din Brașov, dr. Dan Moraru, au inaugurat astăzi cabinetul de cardiologie din cadrul ambulatoriului. Acest cabinet era necesar având în vedere că numărul persoanelor cu afecțiuni respiratorii care au boli asociate a crescut. Pentru ca pacienții să fie cât mai bine îngrijiți, s-a impus diversificarea serviciilor medicale furnizate și acoperirea unei arii mai largi de investigații paraclinice pentru stabilirea diagnosticului și a conduitei terapeutice. Acesta este ecocardiograful din fondurile Consiliului Județean Brașov, performant de ultima generație, și un electrocardiograf. Pentru noi rămâne o preocupare permanentă să diversificăm serviciile medicale, sigur în limita competențelor, ținând cont că suntem un spital de monospecialitate, dar dorim să acordăm servicii cât mai complete, fie că vorbim de servicii preventive, curative, recuperatorii și sau îngrijiri paliative. De la an la an nu există nicio unitate medicală care să nu fie în atenția noastră și am făcut în așa fel încât să venim în sprijinul fiecarei instituții prin alocarea de bugete. Există un nou echipament care contribuie la diversificarea posibilităților de investigare a pacienților din județul nostru. Mă bucur că toate aceste servicii sunt la un anumit standard și vedem că avem echipamente care, cum a fost cazul Spitalului Județean, sunt unice în județul nostru. Aparatul este foarte bun. Sper ca pacienții să beneficieze de diagnostice cât mai corecte și mai apropiate. Este un Doppler de ultimă generație color, ecocardiografie, care va pune diagnostic corect cardiologic. Deci asta face. Beneficiarii serviciilor de cardiologie sunt atât pacienții cărora li se recomandă de către medicul curant aceste servicii și care se programează pentru un consult de specialitate la ambulatoriul integrat, cât și pacienții internați în regim de spitalizare de zi sau în regim de spitalizare continuă la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov. Serviciile de cardiologie vor fi furnizate gratuit pentru asigurații care au bilet de trimitere de la medicul curant, precum și pentru pacienții internați în spital.